Captură impresionantă de droguri. Procurorul șef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat că în urma unui control de rutină efectuat pe 22 august la punctul de trecere al frontierei Nădlac, au fost confiscate 5 tone de anhidridă acetică și 20 de kilograme de cocaină de o puritate de aproximativ 99% asupra unui ansamblu de vehicule înmatriculat în străinătate, care era condus de un cetățean străin. Ansamblul de autovehicule urma să tranziteze teritoriul României. La ora aceasta cercetările se află în desfășurare și de aceea nu vă putem oferi și alte detalii și sunt convins că avem înțelegerea dumneavoastră. În urma acestei acțiuni a fost reținută o singură persoană, respectiv conducătorul ansamblului de autovehicule. S-a formulat propunerea de arestare preventivă, iar instanța competentă a dispus arestarea preventivă a suspectului nostru pentru o perioadă de 30 de zile. Șeful DIICOT a precizat că din cele 5 tone de anhidridă acetică descoperite, se poate obține o cantitate de o tonă de heroină. Acesta a spus că anhidrida acetică era depozitată în recipiente de o tonă, iar cocaina era ambalată în pungi de plastic. Felix Bănil a declarat că ancheta se află în desfășurare la acest moment și că detalii despre această captură vor fi făcute publice pe măsură ce ancheta va avansa.